Vreau să vă salut cu cel mai frumos salut care există în universul acesta. Hristos a înviat. Iubiți Domnului, sărbătorim și noi. Ne aducem aminte, mai bine spus, de moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Dar cu precădere dorim să ne aducem aminte astăzi, în ziua aceasta, de învierea Domnului Iisus Hristos. Știți care au fost cuvintele, primele cuvinte care le-a adresat ucenicilor când a mers la ei? A fost: pace vouă. Știți de ce salutul acesta frumos? Vreau să vă spun că este pacea care a dus-o Domnul Iisus Hristos, pentru că această pace între Dumnezeu și om n-a fost. Și El, Domnul Iisus Hristos, El a putut și a dorit să aducă, să restabilească legătura și să restabilească pacea între noi și Dumnezeu. Pentru că, așa cum am spus, noi nu am mai avut pace, pentru că păcatul era o stăpânire pe noi și noi eram sortiți morții și noi eram sortiți pieirii. Dar Domnul Iisus Hristos a venit și a adus pacea între noi și Dumnezeu. Și a rămas acest salut frumos și noi ne salutăm, noi creștinii, ne salutăm cu pace ție. Pacea Domnului Iisus Hristos care au adus-o în inimile noastre. Pacea Domnului Iisus Hristos care a fost adusă de Domnul Iisus Hristos și a fost pusă între noi și Dumnezeu. Această pace a fost adusă cu un preț maxim, un preț mare. Această pace a fost adusă cu însăși viața Fiului lui Dumnezeu. Viața care și-a dat-o de bună voie, și-a dat-o ca apoi din nou să o ia. A meritat, iubiță Domnului, ca viața Domnului Iisus Hristos să fie dată pentru viețile noastre? Adică ce suntem noi înaintea Domnului? O mână de țărână, dar totuși suntem creația lui Dumnezeu și Dumnezeu ne-a iubit atât de mult încât l-a dat pe Domnul Iisus Hristos pentru noi, ca să fim salvați, să fim eliberați, să restabilească pacea, puntea de legătură dintre noi și Dumnezeu. Iubiți Domnului, Domnul Iisus Hristos a fost răstignit pentru noi. Domnul Iisus Hristos a fost, mai întâi a fost bătut, a fost chinuit și apoi a fost răstignit pentru noi. De ce? Ca mai apoi să vadă o sămânță de urmași, ca sufletul lui să se învioreze. Sufletul lui a fost cuprins de o întristare așa de mare, a fost cuprins sufletul Domnului Iisus Hristos de o întristare așa de mare, acolo în grădina Ghețimani, încât transpirația lui s-a transformat în picături de sânge. Domnul Iisus Hristos, apoi, Domnul Iisus Hristos, apoi, i s-a înviorat sufletul, văzând rodul lucrării lui, binecuvântat și slăvit să fie Domnul. Dragiți Domnului, și noi trebuie să punem preț pe această lucrare măreață care a făcut-o Domnul Iisus Hristos pentru noi. Lucrarea aceasta de răscumpărare. Iubiți Domnului, nu uitați, Domnul Iisus Hristos a fost răstignit, țintuit în cuiele crucii pentru noi. Apoi mai târziu Pavel spunea că și noi am fost împreună răstigniți cu Domnul Iisus Hristos. Iubiți Domnului, nu uitați, Domnul Iisus Hristos a fost răstignit, țintuit pe cruce. Și Pavel spunea mai apoi că și noi am fost răstigniți împreună cu Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a fost provocat de cei din vremea lui să se dea jos de pe cruce, să demonstreze și să arate că este Fiul lui Dumnezeu. Dar în spatele perdelei era Satan, care încerca cu ultimă dorință, cu ultimele puteri, cu ultimele puteri, mai bine zis, să îl ispitească pe Domnul Iisus să se dea jos de pe cruce. Vă întreb, știți care a însemnătatea în dreptul nostru dacă Domnul Iisus Hristos se dădea jos de pe cruce? Noi nu mai aveam viață veșnică, nu mai exista mântuire, pentru că doar așa
am putut să primim viața veșnică ca Domnul Iisus ducându-și lucrarea până la capăt. Iubiți Domnului, ce vreau să spun? Că noi suntem țintuiți pe cruce și noi, împreună cu poftele, patimile noastre, spunea Pavel în Galateni 5, capitolul 5. Dar, iubiți Domnului, de multe ori, la provocări, noi ne dăm jos de pe cruce. Este o vorbă, dar e foarte, foarte, o expresie foarte, foarte urâtă, care spune și nu-i deloc pocăiască și nu ar trebui să ce să caute, n-ar avea ce să caute între noi, copiii Domnului, când spun că las pocăința două minute deoparte. Iubiți Domnului, noi nu putem să o lăsăm pocăința deoparte, noi nu ne putem da jos de pe cruce și ar fi bine să nu ne dăm, ci în fiecare zi să mai batem câte un cui în țintuirea poftelor noastre, în țintuirea firii noastre, firea noastră să fie țintuită pe cruce. Iubiți Domnului, dacă ne vom da jos de pe cruce, s-ar putea să nu mai avem timp să mergem înapoi, să ne urcăm pe cruce. Iubiți Domnului, s-ar putea să pierdem viața veșnică a noastră, ar putea să ne coste aceasta. Dacă Domnul Iisus Hristos nu s-a dat jos de pe cruce și a răbdat până la capăt, cum spune cuvântul Domnului, s-a făcut ascultător până la capăt și s-ar putea ca noi, dându-ne jos de pe cruce, să ne pierdem mântuirea. Așa că doresc, în numele Domnului Iisus Hristos, prin puterea Domnului Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt cu care ne-am puternicit, ne-a dat putere, să țintuim în fiecare zi, în fiecare zi, firea noastră, împreună cu poftele, cu patimile ei, pe crucea din Golgota și să nu ne dăm jos la orice provocare ar veni peste viețile noastre. Iubiți Domnule, vreau să revenim la minunata lucrare a Domnului Iisus Hristos de înviere. El a înviat pe El și Dumnezeu l-a înviat pe El. El este pârga celor adormiți, cel din tâi rod al învierii. Iubiți Domnului, noi, pârga înseamnă că după El vom veni și noi. El e antemergătorul nostru și noi vom învia. De ce? Din pricina Duhului lui Dumnezeu care este în noi și noi vom învia împreună cu Domnul Iisus Hristos. Într-o zi s-a dus la Tatăl ca să ne pregătească un loc, să vină după noi, să ne ia și să fim cu El acolo unde este El. Iubiți Domnului, doriți lucrul acesta? Haideți, în această sărbătoare, de aici, de acum, de azi, de când asculți, de când auzi mesajul acesta, haideți să punem preț, valoare pe această răscumpărare. Haideți să punem preț și valoare pe pocăință, iubiți Domnului. Haideți să fim serioși în pocăință, pentru că pentru noi s-a plătit atât de mare preț, așa de minunată lucrare și o lucrare grea s-a făcut pentru răscumpărarea noastră. Iubiți Domnului, doresc ca împreună să fim gata, să fim pregătiți, să-L întâlnim pe iubitul inimii noastre. Maria Magdalena a mers de dimineață la mormânt și spunea către grădinar, ea nu știa că este Domnul Iisus, spunea grădinarului, Domnule, spune-mi unde L-ai pus ca să mă duc să-L iau. Păi iubiți Domnului, vreau să vă întreb, dacă îi spunea grădinarul, păi l-am pus la 1500 km, vă spun că până acolo mergea, pentru că era iubitul inimii ei. Dragii mei, tsunamita aceea umbla pe străzi și spunea, n-ați văzut iubitul inimii mele? Și noi suntem asemănați cu Domnul Hristos, suntem mireasa Domnului Iisus Hristos. Și mireasa Domnului Hristos poate liniștit și trebuie, nu că poate, trebuie să umble după Domnul Iisus Hristos și să întrebe, n-ați văzut iubitul inimii mele? Iubiți Domnului, haideți împreună să așteptăm pe mirele nostru, pe iubitul inimii noastre, ca să vină după noi și să ne fie binevoitor în ziua aceea când va veni să ne ia cu El în slavă. Vă doresc binecuvântarea Domnului Iisus Hristos. Doresc ca Domnul Iisus Hristos să învie în toate inimile românilor. Doresc
ca Domnul Iisus Hristos să fie ridicat la loc de cinste, nu fi pe fiecare stradă, pe o cruce, ci în fiecare inimă doresc să fie înălțat Domnul Iisus Hristos din România și nu numai din România. Iisus nu și-a dat viața doar pentru un popor, doar pentru români, ci pentru întreaga lume, pentru toți cei ce cred în numele Domnului Iisus. Și cred că la ora actuală și în fiecare duminică, mă gândeam așa, mulți de pe întreaga suprafața Pământului, în multe limbi, se mărturisește despre Dumnezeu că El este Domnul, mărit să fie numele Lui și glorificat să fie numele Lui. Așa că privirea noastră trebuie să fie prin ansamblu, peste toată lumea aceasta, pentru că în toată lumea am fost noi trimiși, noi copiii Domnului. Binecuvântat să fie Domnul Iisus. Ca pacea Domnului Iisus Hristos să fie peste voi, peste toți. Doresc ca pacea Domnului Iisus Hristos să fie în casele voastre, în familiile voastre. Doresc ca pacea Domnului Iisus Hristos să fie între voi, între soț și soție. Doresc ca pacea Domnului Iisus Hristos să fie între copii și părinți, între nepoți și bunici. Doresc ca pacea Domnului Iisus Hristos să fie între frate și soră. Doresc ca pacea Domnului Iisus Hristos să fie între frați și între surori. Și pacea Domnului Iisus Hristos să fie cu noi, cu toți. Amin.